Vreau să inițiez. Bună ziua! Bună ziua, stimați colegi! Vom proceda la prezența Bărață Bogdan Dumitru. Mă auziți, vă rog? Bărață Bogdan Dumitru. Bădilă George. Prezent. Bercaru Nicoleta. Prezent. Bereș Adrian Petre. Prezent. Bucovale Enache. Prezent. Chiriac Ștefan Cristian. Chiriac Ștefan Cristian. Ciobănel Marius Costel. Bună ziua, prezent. Ziua. Ciobanul Cosmin. Bună ziua, prezent. Constantinescu Dana Mariana. Prezent. Tim Alexandru Cristian. Prezent. Donțul Gheorghe. Prezent, prezent. Dorda Andrada. Prezentă. Dragan Leonard. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Dragnea Marilena. Prezentă. Dumitrescu Carmen. Bună ziua, prezentă. Bună ziua. Enciu Petre. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Epure Petre. Prezent. Filipescu Răzvan. Prezent. Jafet din Cer. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Gheorghe Veronica Adriana. Prezentă. Jim Asterian. Prezentă. Bună ziua tuturor, prezent. Bună ziua. Guteanu Stere. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Ilie Cătălin Costel. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Nedercu Eduard Ilius. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Opreanu Dorin Dumitru. Opreanu Dorin Dumitru. Palas Claudiu Iorga. Palas Claudiu Iorga. Petre Marius Silviu. Liviu, prezent. Scuze. Vârbulescu Florin. Bună ziua, domnul președinte. Prezent. Popa Liviu. Prezent. Riza Vasile. Mai greu. Riza Vasile. Prezent, bună ziua. Bună ziua. Crieciu Mihaela Antoanelu. Prezentă. Tenocul Virgil Cristian. Prezent, bună ziua. Bună ziua. Tănase Leonard Florin. Bună ziua, prezent. Topolov Gianina Ionela. Prezentă, bună ziua. Bună ziua. Sapliu Florentin Adrian. Bună ziua tuturor, prezent. Bună ziua. Zahariu Florin Cristian. Bună ziua, prezent. Bună ziua. Domnul Barață Bogdan, ați reușit să vă logați? Prezent, domnule președinte, încep de 5 minute. Domnul Chiriac Ștefan Cristian. Nu este prezent. Domnul Oprean Dorin Dumitru.
Prezent, domnul președinte, cer scuze că nu mă pune pe la timp. Palas Claudiu Iorga. Absent. Stimați colegi, declar deschisă ședința ordinară de astăzi, 28 iulie 2021, convocată în baza dispozițiilor numărul 342 din 21 iulie și numărul 343 din 22 iulie 2021. Suntem prezenți 35 din 37 de membri ai Consiliului Județean. Ședința este legal constituită. Înainte de a vota ordinea de zi a ședinței de astăzi, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 23 iunie 2021, proces verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 6 iulie 2021. Vot, vă rog frumos! Vot final. Proces verbal aprobat cu 33 de voturi. Mulțumesc frumos. Există un blocaj la doi colegi de-ai noștri. Trebuie să reluăm 15. Se închide. Ok. 34 de voturi pentru. Mulțumesc frumos. În calitate de inițiator, am retras punctul numărul 18 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 155, privind aprobarea studiului de oportunitate pentru fundamentare și stabilirea soluțiilor optime de delegarea gestiunii serviciului public de transport județean prin curse regulate la nivelul județului Constanța, a modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului Constanța, a regulamentului de efectuare a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Constanța, a caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului Constanța. Motivez acest lucru întrucât au fost mai multe amendamente propuse de către transportatori și alte entități și dăm răgaz firmei de specialitate să includă sau să justifice de ce nu include anumite solicitări ale celor care doresc să fie incluse în caietul de sarcini. Așadar, supun votului dumneavoastră ordinea de zi cu cele 22 de proiecte de hotărâre. Vot, vă rog frumos. Vot, vă rog. Proiect de hotărâre aprobat cu 35 de voturi. Punctul 1 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 156 privind completarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Constanța. Vot, vă rog.
Vot final. Vă rog. Gen vot final. Proiect de hotărâre aprobat cu 24 de voturi pentru. Punctul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 163 privind aprobarea recuperării bugetului de venituri și cheltuieli și liste de investiții pentru anul 2021 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța. Vot vă rog. Final. Proiect de hotărâre aprobat cu 26 de voturi pentru. Punctul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 164 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Maria Montessori Constanța. Vot vă rog. Proiect aprobat cu 27 de voturi pentru. Punctul 4 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 165 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Albatros Constanța. Văd, vă rog. Nu a apărut sondajul, domnule președinte. A apărut. Apare acum. Acum a apărut, vă rog. Da, da. Proiect de hotărâre aprobat cu 27 de voturi pentru. Punctul 5 pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre numărul 166 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Delfinul Constanța. Vot vă rog. Proiect de hotărâre aprobat cu 27 de voturi. Punctul 6. Proiect de hotărâre numărul 162 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2021 pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Vot vă rog. Proiect de hotărâre aprobat cu 28 de voturi. Punctul 7 pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre numărul 161 privind aprobarea rectificării bugetului de venit și cheltuieli și a listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța pe anul 2021. Văd, vă rog. Final. Proiect de hotărâre aprobat cu 28 de voturi pentru. Punctul 8 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 168 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru unitatea de asistență medico-socială a Gigea. Văd, vă rog. Final. Proiect aprobat cu 28 de voturi pentru. Punctul 9 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 159 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu și fără cazare aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială persoanei adulte din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Văd, vă rog. Proiect aprobat cu 33 de voturi pentru. Punctul 10 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 158 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța pentru anul 2021. Văd, vă rog. Proiect aprobat cu 35 de voturi pentru. Punctul 11 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 157 privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța pentru anul 2021. Văd, vă rog. Final. Proiect de hotărâre aprobat cu 27 de voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 167 privind aprobarea actului adițional numărul 2 la acordul de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și UAT Județul Constanța pentru proiectul Sprijin la nivel regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și sau drumuri de legătură,
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement, baze turistice, tabere școlare. Vot, vă rog. Final. Proiect aprobat cu 28 de voturi pentru. Punctul 13 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 160 privind aprobarea proiectului tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico-economice aferenți proiectului. Reabilitarea și modernizarea drumului județean DG223 tronsonul Cernavodă-Rasova-Limanul Ion Corvin. Corp SMIS 110343. Vot, vă rog. Proiect aprobat cu 35 de voturi pentru. Punctul 14 pe ordinea de zi. Domnule președinte. Proiect de hotărâre numărul 169. Vă rog, doamnă. Ați spus că suntem 35. Suntem 35 în ședință, da? Eu m-am abținut. Nu știu cum sunt 35 de voturi pentru. Este al doilea... Am intrat mai târziu, eu cu domnul Palaz. Am înțeles. Ok. Gata, deci la început a spus că suntem 135. Mulțumesc. Gata, scuze, mulțumesc. Punctul 14, proiect de hotărâre număr. Deci, revin, doamna Bercaru, dumneavoastră v-ați abținut pentru proiectul ăsta, da? Da. Ok. Punctul 14. Proiect de hotărâre numărul 169 privind aprobarea proiectului tehnic fază PT plus DDE al obiectivului de investiții, modernizarea DG393 Arsa, DG391 Albeș, Coroana, pe o lungime de 9,67 de km, pe tronsonul 1 Arsa DG391 de la kilometru 0+00 la 2958,32. Vot, vă rog. Proiect de hotărâre aprobat cu 35 de voturi pentru și 2 abțineri. Punctul 15 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 170 privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța pentru Secerașa S.A. Constanța în vederea realizării lucrărilor de acordare la rețeaua de energie electrică surse de apă Cismea 2. Vot, vă rog. Proiect de hotărâre aprobat cu 35 de voturi pentru și 2 abțineri. Punctul 16 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 171 privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța pentru Secerașa S.A. Constanța în vederea realizării lucrărilor de racordare la rețeaua de energie electrică a surselor de apă Cismea A, Cismea B și Cismea C. Vot, vă rog.
final. Proiect de hotărâre aprobat 32 de voturi pentru. Punctul 17 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 172 privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Constanța numărul 339 din 17-12-2020 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Consiliului Județean Constanța și regulamentul de organizare și funcționare a acesteia. Văd, vă rog. Aprobat cu 32 de voturi pentru, 5 abțineri. Punctul 18. Proiect de hotărâre numărul 173 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța asupra unui imobil, teren identificat cu numărul cadastral 241285, aflat în domeniul public al județului Constanța. Văd, vă rog. Proiect aprobat cu 33 de voturi pentru și 4 abțineri. Punctul 19 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 174 din 21.07.2021 privind trecerea unor imobili identificate cu numere de cadastrale 241285 și 241286 în domeniul public al județului Constanța, în domeniul public al municipiului Constanța. Văd, vă rog. Nu mi-a apărut. Proiect aprobat cu 31 de voturi, un vot împotrivă și 4 abțineri. Punctul 20. Proiect de hotărâre numărul 175 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri de și cheltuieli al județului Constanța pe anul 2021. Aș vrea să intervin. Vă rog, doamnă. Aș vrea să intervin, vă rog. Vă rog, da, sigur că da. Aș vrea să fac un amendament legat de eterna problemă a transportului gratuit pentru elevi și aș vrea să se sublinieze faptul că observă necesară introducerea în bugetul Consiliului Județean a fondurilor necesare asigurării gratuității elevilor și în acest sens propun diminuarea sumei de 1,5 milioane de lei, 1,5 milioane de lei de la capitolul Autorități Publice și Acțiuni Externe cu codul 520201 și introducerea acestei sume la rubrica Transport în Comun cu codul 8402-0302. Mai dorește cineva să intervină, vă rog? Mai dorește cineva să intervină? Bun.
Atunci haideți să formulăm amendamentul, cum l-a propus doamna, da? Rog secretariatul să consemne. Doriți să repet pentru secretariat? Nu, nu, ne uitam pe buget, ce, la ce entitate doriți să eliminăm 1.000.000. Deci de la autorități publice și acțiuni externe, cu codul 520201. 51, cred. 51, doamna Bertar, ne uităm pe buget. Da, probabil că am greșit. Deci, oricum, autorități publice și acțiuni externe. Da? Și introducerea la transport în comun. Specificația aceasta, gratuitatea asigurată de către autorități administrației publice locale, conform legii. Adică pentru elevi. Mulțumesc. Bun. Sigur că, revenind la acest subiect, îmi doresc foarte mult și fac și o precizare, să știți că ar trebui să ne aplicăm mult mai atent asupra bugetului și dacă nu vom primi suplimentări de fonduri de la guvern, va trebui într-adevăr să ne gândim cum vom asigura fondurile necesare pentru elevi și să știți, doamna Bercaru, că și eu sunt preocupat și vreau să ajutăm copiii ăștia pentru că nu vreau să simtă mințiți sau să-i manipulăm în anumit scop. Important e astăzi că noi am retras, ca să detaliem puțin discursul ăsta, am retras de pe ordinea de zi, cum bine ați văzut dumneavoastră, acest proiect care trebuie să completeze și să identificăm și sumele necesare pentru toți acești copii. S-ar putea ca acest 1.500.000 să nu fie suficient și va trebui să facem și alte rectificări ca să putem să venim exact în completarea asta. Dar pentru datele astea, sigur că v-ați uitat în ordonanță, fondurile trec prin Ministerul Educației. Din păcate, va trebui să avem o identificare foarte clară și va trebui să avem o dezbatere mult mai amplă pe acest lucru. Nu vom rezolva problema. Haideți să ne întâlnim atunci cu inspectoratul școlar, să avem o evidență foarte clară. Să introducem în caietul de sarcini, mă scuzați, eu o să supun amendamentul dumneavoastră la vot, niciunele probleme. Dar voiam să fac niște completări pentru colegi. Noi va trebui să identificăm foarte clar ce înseamnă sumele alocate și sursele de finanțare. Că dacă vom tăia de la o instituție la alta, nu o să rezolvăm nimic treburile astea. Problema astăzi este foarte importantă, mult mai importantă decât credem noi putem să o depunem. Trebuie să discutăm și cu inspectoratul, să dea numărul de elevi care beneficiază de acest lucru, să facem o alocare bugetară corectă, nu așa aleatorie. Să existe și un preț foarte clar, acest contract de delegare de serviciu public de transport, să știm exact valorile de curselor de transport, pentru că noi dăm niște bani astăzi pe niște subiecte care nu avem toate elementele necesare. Eu încă o dată revin, am vrut să fac aceste precizări, ca să nu se creadă că noi suntem împotrivă. Așa, să vă completez puțin. Vă rog. Domnul președinte, vreau să vă completez puțin, mai ales da, vă rog, că sunt, spus, nu știu, spus, să spus. Mai am semnal. Eu am convingerea că nu numai eu sau nu numai dumneavoastră suntem interesați de elevi, de copii. Pentru că asta este, de fapt, viitorul nostru. Ideea este următoarea. Până la momentul acesta ar fi trebuit oamenii pe care dumneavoastră aveți în preajmâns să fi identificat deja sumele necesare. Am înțeles de ce s-a retras acest proiect 155. Am rugămintea ca până la următoarea noastră întâlnire, este rugăminte de profesor acum, da? Deci până la următoarea noastră întâlnire cu dumneavoastră, să aveți în vedere inclusiv programul acelor mașini care urmează să transporte copii, pentru că programul acela pe care dumneavoastră, nu dumneavoastră, nu știu, cei care au prevăzut programul ăla, da? Pe care eu l-am primat în undercar, iar el ar fi trebuit să fie înțeles, dar eu vă spun, am înțeles. Domnul președinte, un pic vreau. Dumneavoastră aveți pe lângă dumneavoastră niște consilieri. Ne mai aveți și pe noi, care tot consilieri ne numim. Printre consilierii aceștia, mai suntem și profesori. Poate ar fi bine să ne chemați, să stăm la aceeași masă și să discutăm niște lucruri, pentru că noi le cunoaștem. Înțelegeți? Deci,
dați-mi voie, deci nu poți să chem, să pui unui copil transportul la ora 6 seara, de exemplu, când el termină orele, la 9 la seara, pentru că are program. Așa da? Este. Sau dimineața să aibă, el să trebuiască să plece de dimineață, de la prima oră, și să stea ore în șir pe drumuri. Noi îi pierdem, domnul președinte, despre asta corect. E vorba. Foarte educația corect. Nu trebuie. Deci vă rog din suflet, nu are importanță că eu sunt de la un partid, că dumneavoastră sunt de la un partid. Haideți să vorbim aceeași limbă, că vorbim de educație. Aici am trebuit să exist o politică. Am mică rezervă să facem o convocare cu toți și să chemăm și specialistul care a făcut asta, să chemăm și inspectoratul școlar, să chemăm să vedem, să prindem clar și să facem un lucru pe care toată lumea să-l accepte, nu unul sau altul împotriva cuiva. Exact. Deci, cea mai mare problemă noastră, știți că este vorba de bugetul de stat, care aici e prostie. Eu am înțeles, domnul președinte, dar la educație... Cheltuiți bani din bugetul vostru. Dacă mie îmi spunea, cine dădea, că vine curtea de cont, mie îmi spunea atât, banii cheltui de la tine din bugetul tău, nu știu, treaba ta, descurcă-te, atunci, într-adevăr, ne gestionam. Atât timp cât... Eu știu, domnul președinte. Asta, restul, credeți-mă, mâine, dacă eu am făcut cer și precizări și ca să-mi dea de la bugetul de stat, o să vă dau și adresa, veniți ce am primit de la Ministerul Dezvoltării astăzi, când am apucat să o fac publică. Aștept și ne-a trimis la Ministerul Finanțelor, ne-a spus că e ordonanța Ministerului Educației și Învățământului. Lucrurile astea încercăm să le facem, dar să le facem temeinic. Credeți-mă că și eu mi-aș dori lucrul ăsta și mi-aș lua o piatră de pe inimă ca să putem să facem un lucru serios. Repet, ca să rămânem ordinea de zi și săptămâna viitoare, dacă sunteți de acord sau când, la Comisia de Învățământ, la indiferent unde sunteți dumneavoastră. Haideți să convocăm toți factorii implicați și să stăm de vorbă mult mai atent până îi luăm o decizie. Da, eu facem de nou o comisie de îndată pe proces. Vă rog din suflet, deci vă rog să convocați această comisie. Ok, eu zic că săptămâna viitoare stabilim, pentru că am dat termen, până luăm decizia să delegăm acest, să votăm acest caiet de sarcini, să ne mai întâlnim încă o dată cu dumneavoastră, cu... Fiecare, dacă vrea fiecare partid să-l desemneze pe cineva, să chemăm inspectoratul școlar, să chemăm de la finanțe pe cineva, să chemăm absolut toată lumea și să ne așezăm la masă să discutăm tranșant pe niște lucruri care trebuie să făcute cu cap, nu împotriva cuiva sau pentru cineva. Sunteți de acord așa? De acord. Deci să nu vă supărați pe mine, la cine a făcut programul ăla, lăsăm la parte că a înjumătățit numărul de microbuze, autobuze ce erau. Nu am făcut noi. Nu dumneavoastră, deci nu știu cine l-a făcut, dar noi urma să-l votăm. E o firmă de specialitate care a fost contractată anul trecut, în luna august, și care a fost abilitată să facă acest proiect. Nu pot să mă bag până nu am rezultatul final, până nu... Eu am contractat-o, noi tot încercăm să corectăm ceea ce ne propune. Dar problema nu trebuie să aștept un document. Am primit acel document, l-am supus dezbatere și sunt amendamente. Noi hotărâm ce se întâmplă și cum se întâmplă pe acest caiet de sarcini. Bine, domn președinte, mulțumesc. Da? Și eu vă mulțumesc. Și atunci săptămâna viitoare ne întâlnim și discutăm clar și pe un buget și pe tot, absolut tot. Să ne-l asumăm cu toții, mai ales să vedem și cadrul legal și eu mă voi zbate ca guvernul să aloce acești bani necesari. Și atunci putem să spunem, domnule, asta este, delegăm serviciu, sunt și sursele de finanțare și nu mai avem niciun fel de problemă. Bine, vă rog din suflet să fiu convocată la această comisie, vă rog. Fără probleme. Mulțumesc. Supun atunci și amendamentul meu sau așteptăm să discutăm săptămâna viitoare? Vreau să supuneți deocamdată okay. Amendamentul, după care vom vedea. Mulțumesc. Da, cu o precizare foarte clară, îmi spune staful tehnic, că fundamentul legal pe care cerem noi nu întâlnește elementele legalitate. Dar e dreptul dumneavoastră să pună aprobării consilierilor amendamentul dumneavoastră. Văd, vă rog frumos, pe amendamentul propus de către doamna consilier, doamna profesoară Bercaru. Văd, vă rog. Să formulăm amendamentul și să știm ce votăm. Da.
Văd, vă rog. Se poate? Exact, s-a consemnat prin, prin proces. Ok, văd, vă rog. Final. Vot final, vă rog. A fost 10 voturi pentru amendament și 20 împotrivă. N-a trecut amendamentul nostru. Asta nu înseamnă că doamna Bercaru nu are dreptate și săptămâna viitoare ne întâlnim și discutăm toate lucrurile mult mai concret. Mulțumesc. Punem spre aprobare proiectul integralitatea lui. Proiect de hotărâre numărul 175 privind aprobarea de creșterea bugetului de venituri și cheltuieli județului Constanța pentru anul 2021. Vot, vă rog. Proiect de hotărâre aprobat cu 26 de voturi pentru, 7 împotrivă, 7. Punctul 21 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 176 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale sume defalcate din TVA pe anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale. Domnule președinte, aș putea să intervin și eu? Vă rog. Aș vrea să formulez un amendament astfel. Solicit repartizarea sumei de 100.000 de lei către UAT Siliștea pentru consolidarea și repararea drumului comunal 63. Și dați-mi voie cam câteva fraze pentru a vota cu colegii în cunoștință de cauză să descriu situația acelui drum. Dumneavoastră sunt convins că o cunoașteți, că s-a discutat și la comisie, dar pentru lămuriri suplimentare. Vorbim așadar de drumul Siliștea-Țepeș-Vodă, care face legătura între trei mari orașe, Megidia, Hârșova și Cernavodă. În urmă cu două săptămâni, datorită ploilor abundente, au avut loc alunecări de teren care au determinat surparea, mă rog, lăsarea terasamentului. Este un drum care, v-am zis, din punctul meu de vedere, prezintă o importanță deosebită pentru județ, mai ales că tot traficul greu din Moldova se descarcă pe acolo, prin zona aia, știți foarte bine. În plus și din punct de vedere strategic, drumul am înțeles că este cumva folosit în caz, va fi folosit în caz de accident la centrala nucleară ca un drum de extragere a oamenilor. Eu vă solicit acești bani, având în vedere că din 11 milioane cât avem de luat Consiliul Județean de la Bucele de Sat cu sume defalcate, mă gândesc că o sumă de 100 de mii se poate face. Pentru acest drum s-au făcut diligențe, am vorbit cu primarul de acolo, ei au proiectul tehnic aprobat, au toate avizele necesare, au nevoie doar de sursa asta de finanțare de 100.000. De la zi la zi v-am zis, drumul se lasă, ei practic stau să uită la cer să nu plouă, ca să nu se surpe mai tare. Dar a zis că aveți două amendamente. Nu, acesta. Deci solicit repartizarea sumei de 100.000 de euro către 200.000 de lei, scuze, către UAT Siliștea.
pentru repararea DC6. Eu vreau să vă și anunț pe toți colegii. Sunt foarte multe drumuri și la Crucea, la Pantelimon, și la Rasova și peste tot care au avut probleme cu viitorul. Lucrurile astea nu putem, sunt toate cunoscute, există și o comisie la nivel de prefectură care inventarea toate aceste drumuri, care să aloce aceste fonduri, bugeteze fiecare lucrare în urma acestei expertize. Ele trebuie, mai ales în zonele astea defavorizate și în zonele astea în care clar au fost eroziuni și alunecări datorită intemperiilor, sunt clare pe lista de prefecturii pentru finanțarea acestea. Eu am avut o discuție destul de târziu cu domnul primar, sunt mai multe lucruri acolo, am și vorbit și cu cei de la Direcția Județeană de Drumuri, să vedem, pentru că trebuie să acționăm foarte repede. Din păcate, am să spun tuturor, aceste repartizări se fac pe niște fundamentări, niște solicitări, care sunt analizate de către Comisia de Specialitate a Consiliului Județean. Astăzi noi trebuie să avem în fața noastră și fundamentarea clară pe acestor solicitări, care nu, ea nu există, din păcate. Eu am spus și domnul primar, găsim și alte variante. Nu avem fundamentarea legală ca să putem să facem această alocare asta. Nimeni, și sunt, credeți-mă, sunt foarte, foarte multe solicitări, tot pe acest segment și la Crucea se dărâmă podul ăla care practic și ăla este foarte important. Deci, în păcate, e puțin târziu, nu pentru că n-am vrea să alocăm treburile, dar nu avem fundamentarea pentru alocarea acestui buget. Eu supun amendamentul dumneavoastră și dumneavoastră. Domnul Bragu, dacă îmi permiteți. Deci, trebuie să găsim de unde îi scoatem ca să punem aici. Deci atât de vreau să vă zic. Trebuie să tăiem într-o parte să punem aici. De unde tăiem? Păi avem aproape 6 milioane la RJDP, la drum. Deci din 6 milioane cât s-a dat la RJDP, nu putem să luăm de acolo 100 de mică tot pentru județ. Păi da, doar drumurile tot adică pentru renunțăm la anumite plumbări, la anumite cheltuieli, la anumite... Că acolo situația este disperată, să știți. Știu, dar credeți-mă că n-am... Și vis-a-vis de fundamentare... Domnul consilier. Ne-am rugat de domn primar de foarte mult timp să facă solicitări și fundamentare. Abia după ce a văzut lucrurile astea, dacă țineam ședința săptămâna trecută, nu aveam cum să-l prindem. Abia vineri a venit sub această solicitare. Și știți bine și dumneavoastră treabă. Nu avem cum. Va trebui să știți și alte variante cu drumurile județene, dar, repet, ca să nu ne blocăm, supun amendamentul dumneavoastră, votului dumneavoastră, domnilor și doamnelor consilieri. Vă rog. Vot, vă rog. Am A fost 9 voturi pentru, 18 voturi împotrivă, 7 abțineri. Dar asta nu înseamnă că am rezolvat o problemă. Va trebui să ne aplicăm foarte serios și pe alte surse ca să putem să ajutăm localitatea. Supun în integralitate proiectul votului dumneavoastră. Vot, vă rog. Proiectul de hotărâre numărul 176 privind repartizarea la vedeți acolo. Vă rog.
final. Proiect de hotărâre aprobat cu 23 de voturi pentru, 6 voturi împotriva. Punctul 22 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 177 privind aprobarea Consiliului Consumului Lunar de Carburanți pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Constanța și ale instituțiilor din subordinea sa. Văd, vă rog. Nu apare. Sunt 26 de voturi. Nu apare, vă rog. Nu am votat. Nu a apărut. Nu a apărut, vă rog. Nu am putut să votez. Consemnăm votul dumneavoastră în procesul verbal, doamnă. Puneți, vă rog. George Adriana împotrivă. George Adriana împotrivă. Am înțeles. Și Dragnea Marilena nu mi-a apărut. Votul dumneavoastră, doamnă. Abținere. Mulțumesc frumos. Proiectul hotărâre aprobat cu 26 de voturi pentru, 2 abțineri și restul, 2 împotrive și 8 abțineri. Mulțumesc frumos. Stimați colegi, declară ședința închisă. Vă mulțumesc pentru prezență. O zi bună, rămânând ca doamna Becaru și ceilalți colegi, săptămâna viitoare, marți, să ne facem cu aparatul de specialitate și cu inspectoratul școlar, putem să ne așezăm puțin la masă și să vedem exact. Și cu precizările date de către firma de specialitate, dar o să ne auzim și vă convoc ca să discutăm treburile. Sunteți de acord? Mulțumesc frumos, da, da. Bună! La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere.